Bine v-am regăsit, stimate telespectatoare, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Galeria Personalităților Universității din Craiova. Am dorit continuarea acestui serial pentru a aduce în fața dumneavoastră personalități marcante ale vieții academice, viața Universității din Craiova, pentru a le cunoaște într-un timp foarte scurt, cât permite spațiul emisiunii noastre, destinul profesional, implicarea domnilor lor în viața universitară, efectele acestei implicări în prezentul și viitorul universității, într-un cuvânt despre ieri, azi, mâine, o triadă pe care ne-am dorit-o să vă prezentăm prin profilul unui invitat. Invitatul nostru de astăzi este o distinsă doamnă, doamna profesor universitar dr. Adriana Burlaș-Chiopoiu, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație, mă simt onorată să particip la această emisiune, mai ales că din anul 1991 sunt cadrul didactic al Universității din Craiova. În curând, cam peste 2 ani, se vor împlini 30 de ani aproape de activitate, nu-mi dau seama cum au trecut, însă au trecut frumos, cu lucruri frumoase, cu realizări, cu împliniri, cu satisfacții personale și profesionale. Realitatea este că atunci când privim peste umăr și constatăm numărul deceniilor, ni se pare mare acest număr. În realitate este o ardere incandescentă a etapelor. Poate de aici și imaginea pe care o oferim spațiului public, că profesorii sunt tineri, profesorii nu prea îmbătrânesc. În clipa în care vine momentul retragerii din spațiul academic, profesorii rămân efigile la un anume moment. Ne amintim de domnile lor cu o anume fizionomie. Poate acest impact pe memoria afectivă este foarte important, pentru că de acolo decurg mai apoi toate amintirile legate de activitatea domnilor lor și activitatea aceasta a influențat pozitiv evoluția în spațiul public românesc și european, internațional, evoluția Universității din Craiova. Aș dori să configurăm pentru început preocuparea dumneavoastră esențială de-a lungul celor 3 decenii de activitate, resursele umane. O primă întrebare frontală și deloc ușoară, trebuie să recunosc, să vă acomodați cu întrebările incomode ale reporterului. Nu uit niciodată că scaunul acesta este al reporterului și nu al profesorului. Care este diferența esențială între configurarea viitorului resurselor umane înainte de 89 și după 90? Este o întrebare cu foarte multe provocări. În primul rând, natura umană nu se schimbă peste timp. Deci omul este ca individ plin de competențe, cu potențial, cu lucruri pozitive, cu lucruri negative. Ceea ce modelează cariera unui individ sau potențialul ca resursă umană al unui individ constă în nivelul de utilizare al tehnologiei. Dacă înainte de 1989 individul era centrat pe studiu, pe analiză, pe o cercetare bazată pe resurse limitate, nu exista telefoane mobile, nu existau calculatoare electronice, nu existau ceea ce numim astăzi inteligența artificială și care ne conduce întreaga viață. Resursa umană era orientată spre lucruri creativ, spre lucruri care ținea mai mult de modelarea individului în sine prin autocunoaștere. În prezent, și acest lucru este un pic factorul negativ al evoluției inteligenței artificiale, omul devine foarte superficial. Are impresia că domină tehnologia, dar de fapt devine sclavul tehnologiei, devine sclavul telefonului mobil, sclavul mașinii, pentru că observați ce se întâmplă în trafic, aglomerarea, deplasarea. Omul devine, de fapt, un robot dominat de roboți, într-un fel. Și când spun această paradigmă, mă refer la ultimele evaluări pe care le-am făcut în Europa pe domeniul resurselor umane. Anul acesta
avut șansa să fiu într-o comisie de evaluare a unui centru de cercetare de lângă Universitate din Madrid pe domeniul resurselor umane. Și am observat că întreaga cercetare este dependentă foarte mult de inteligența artificială. Totul se centrează în jurul acestui lucru. Ce mai rămâne cu latura creativă? Mai rămân domeniile acestea artistice. Domeniile artistice rămân preponderent dominate. Esența lor, exact. Acestea sunt creative, sunt obligatoriu creative. Însă și acestea tind să utilizeze inteligența artificială pentru a genera valoare și plus valoare. Da, aveți dreptate, pentru că dacă ne raportăm la reprezentațiile teatrale, un exemplu aleator, de acum constatăm că pe lângă jocul actorilor, esențială este și punerea în scenă a multimedia, ceea ce înseamnă proiecție, sunet, imagine, o complementaritate necesară unei evoluții și unui experiment teatral, dar unde este rolul actorului care domina sala, domina scena, era el întru totul. Exact, da. Exact. Acum este în complementaritate cu aceste efecte, este în complementaritate cu aceste efecte de imagine, de sunet, absolut racordate la ceea ce înseamnă evoluția actuală în plan internațional, dar uneori avem nostalgia vremurilor când actorul era, și profesorul este un actor. Eu v-am întrebat și vă mulțumesc pentru răspunsul pe care îl consider parțial însă, pentru că, așa cum bine ați sesizat, era o provocare pe mai multe direcții. Înainte de 89, știm că se realizau acele studii de piață și resursele umane erau configurate ca specificitate, ca profil, ca număr, pe domeniile pe care aceste studii de impact de piață oferau ca un rezultat. Concret pentru telespectatorii noștri, se dimensiona numărul admiterii la facultate conform cu numărul posibil de angajări la finalul studiilor universitare. Acum este această explozie, această piață liberă, această posibilitate de a susține două facultăți sau trei, vorba dumneavoastră, simultan, ceea ce înseamnă o supra-solicitare a pieții muncii, și întrebarea mea viza și această direcție, o comparație între înainte de 89 și după 90, această avalanșă de resurse umane specializate în mediul academic este de bun augur? Adică are angajatorul de unde să aleagă, da, pe bază de competențe? Și ce se întâmplă cu cei care au absolvit facultățile și nu-și găsesc un loc de muncă, pentru că numărul locurilor este un număr limitat? Deci răspunsul este și da și nu. Da, angajatorul are posibilitatea să-și găsească resurse umane calificate. Nu, deoarece, datorită liberei circulații a bunurilor și a persoanelor odată cu Uniunea Europeană, foarte mulți tineri aleg să facă facultatea în România, pentru că facultățile românești sunt de tradiție și sunt recunoscute că dau absolvenți de calitate, dar, și spun acest dar, după o perioadă foarte scurtă de timp, aleg să plece să lucreze în țări din Uniunea Europeană, unde consideră că nivelul salariului este mult mai ridicat decât nivelul de la care pornesc aici. Și atunci, iertați-mă, investiția în aceste viitoare resurse umane pe piața românească, piața de muncă românească, se motivează? Nu. Să vă spun de ce. Luăm exemplul cel mai mediatizat din ultimii ani, facultățile de medicină. Tinerii noștri parcurg 6 ani. Efortul financiar este enorm pe parcursul acestor 6 ani. După cei 6 ani, mai fac între 3 ani de rezidențiat. Din nou, apare încă un efort financiar din partea statului român și chiar și al absolvenților. Iar după acest rezidențiat, sau chiar din timpul rezidențiatului, dar cei mai mulți după rezidențiat, aleg să plece în țările Uniunii Europene să lucreze. Deci sunt deja niște cheltuieli pe care le-am făcut, nu le mai putem recupera, dar de care beneficiază niște resurse umane de care beneficiază alte țări, niște resurse umane foarte bine pregătite. Ce mai este dezavantajos? Lipsa dezavantajoasă este lipsa unei predicții pentru locurile bugetate la universitățile de stat.
considerăm că în momentul de față, în fiecare regiune unde s-a înființat o universitate publică, înseamnă că a fost necesară. Însă, în momentul în care se înființează o universitate, se face marea greșeală să nu se ia în considerare potențialul economic al zonei respective. Adică, de exemplu, foarte mulți absolvenți de liceu decid să meargă în zone cum este Clujul, Timișoara sau Bucureștiul, pentru că încă de pe timpul facultății au posibilitatea să se angajeze, să-și găsească un loc de muncă. Această problemă se pune în orice centru universitar mare. Ce facem, pentru ce pregătim și pentru cine pregătim resursele umane? De exemplu, în domeniul medical, tot timpul ne plângem că avem deficit de resurse umane, dar totuși facultățile dau absolvenți anual câteva mii la nivel național. În domeniul IT-ului ne plângem că avem deficit de resurse umane, pentru că avantajul tehnologiei informației constă în aceea că se poate lucra și de acasă, adică teleworking. Acesta va fi într-un viitor apropiat, cam în 10 ani viitorul. Spuneați de cadrele didactice. Cadrele didactice vor fi înlocuite. Vor fi înlocuite prin acele e-learning. Adică îți vei înregistra cursul, îl vei pune pe un suport mass media, CD sau orice altceva că va fi evoluat, iar studentul de acasă își va derula în timpul când îl are liber prezentarea, își va face testele respective și va susține chiar și examenele online. Deja învățământul e-learning la nivel internațional a prins o amplare foarte mare. Este ceea ce încă din anii 2000 s-a implementat prin învățământ la distanță. Ideurile care s-au înființat în acea perioadă, știu din experiență proprie de la SNSPA, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, activam pe vremea aceea atunci, am fost chiar director de centru și în maniera în care dumneavoastră ați spus, exact așa se derulau activitățile în mediul învățământ la distanță, suport de curs, evaluare pe internet, evaluare etapizată, consiliere etapizată, la distanță, cu întâlnirile acelea obligatorii conform programului de studiu, dar posibilitatea de a te perfecționa fără a fi zi de zi în sala de curs. Da, și vedeți, acesta este un mare avantaj. Dar în România, învățământul la distanță nu a crescut ca pondere, ca importanță, așa cum se întâmplă în alte țări, ci s-a depreciat ca imagine. Aceasta este percepția în spațiu public, poate dumneavoastră mă contrazice și bine ați face. În spațiu public aceasta este percepția, însă în spațiul, în mediul universitar, totuși să știți că foarte multe universități au învățământ la distanță. De ce? Pentru că în acest sistem poate să dea posibilitatea și persoanelor care locuiesc în alte, la distanță, în alte orașe sau chiar și la sate, acum internetul este omniprezent, să poată să și îmbunătățească competențele și să aibă studii universitare. Partea negativă a acestui sistem este legată de cadrul didactic. Cadrul didactic muncește mult mai mult în acest sistem, pentru că trebuie să ia fiecare student. Una este când discuți într-o sală de curs cu 20, discuți într-o sală de curs cu 20, 30, 50, 100 de studenți, le expui ideea și alta e când ideea respectivă trebuie să o dezbați, să discuți cu fiecare în parte. După aceea, modul de corectare, modul de a le reaminti că trebuie să facă tema 1 de control, că trebuie să facă tema 2, de a pune tot timpul mesaje personalizate prin e-mail. Vedeți, e mult mai ușor în învățământul face-to-face să comunici, să explici cu grupe mari, pentru că atunci e și schimb de idei. Vedeți, acesta este un alt dezavantaj al învățământului la distanță. Studenții nu mai sunt între ei, nu mai pot să schimbe idei, să spună de ce e bine, de ce nu e bine, să aibă o polemică. Și deci contactul permanent cu profesorul. Și pentru între ei. Este un contact la distanță,
benefic și acesta, dar poate lipsește acel mediu afectiv, pentru că și în mediul științific trebuie să fie un suport emoțional care să motiveze pasiunea pentru domeniu, pentru profesia pentru care se pregătesc. Aceste valențe emoționale se dezvoltă din timpul facultății. Și mulți își aduc aminte de profesorii din timpul facultății, de colegi. Unii chiar se și căsătoresc. Da. V-am provocat la această primă idee tocmai pentru a răspunde oarecum întrebărilor venite din spațiul public. Universitatea din Craiova are un mare câștig, consider, din prezența dumneavoastră în medii internaționale ca specialist în resurse umane. Sunteți foarte legată de ideea de francofonie și aș dori să o dezvoltați dumneavoastră, pentru că este un mediu pe care universitatea și l-a dorit. Sunt multe programe derulate pe această componentă a francofoniei. Prezența dumneavoastră în bordul unor asemenea asociații internaționale conferă certitudinea valorii Universității din Craiova, dincolo de prezența dumneavoastră fizică ca un specialist în domeniu. Dumneavoastră sunteți vector de imagine pentru Universitatea din Craiova, pentru că asta reprezentați acolo, dincolo de profesorul Adriana Burlaș, și apoi, deci, francofonia. Din acest an, din anul 2019, timp de 3 ani, am avut șansa să fiu aleasă în Consiliul Internațional Științific al Asociației Universitare Francofone. Ce presupune aceasta? În acest consiliu sunt 20 de personalități științifice de la nivel internațional care timp de 3 ani trasează directivele științifice, coordonează activitățile științifice, se implică în promovarea francofoniei pe mapa mond. În acest an, la Montreal, vom participa la prezentarea noului Consiliu Științific și la prezentarea noului rector al Universităților Francofone, ceea ce va deschide calea unei noi colaborări între universitatea noastră și universitățile din întreaga lume. În această vară, cu ocazia deținerii României a președinției Uniunii Europene, la București, în luna iunie, a fost organizată reuniunea rectorilor francofoni și a miniștrilor educației din țările francofone la București. S-a bucurat de un real succes această reuniune, pentru că oamenii din țara noastră, specialiștii din țara noastră au fost prezenți, miniștrii educației, miniștrii culturii, rectori ai universităților, care au stabilit o serie de acorduri și elemente de colaborare cu alte universități. Sediul francofoniei din Europa Orientală și Centrală se află la București. Domnul profesor Mohamed Chetata este foarte legat de țara noastră și mai ales de Universitatea din Craiova, deoarece foarte mulți colegi, mai ales cei de la Facultatea de Litere, sunt implicați în aceste activități. Pe de altă parte, din anul 1996 sunt ambasadoarea României la Asociația Internațională a Resurselor Umane Francofone. Deci, de unde provine această afinitatea mea pentru francofonie? Din mai multe elemente. În primul și primul rând, nu pot să nu-l amintesc pe domnul profesor Constantin Roșca, profesor care, de fapt, a stat la baza carierei mele profesionale. A fost omul care, din 1990, odată cu înscrierea mea la doctorat, mi-a îndrumat pașii. Împreună cu dânsul am elaborat o serie de proiecte științifice, iar prima ieșire a mea după 90 în străinătate a fost în 1992, pe baza unui proiect, timp de 4 luni, la Saint-Étienne. Acolo am pus bazele colaborării științifice și ulterior am fost invitat visiting profesor la diferite universități din Franța, Saint-Étienne, Lyon, Universitatea Corte din Corsica, universitate extraordinar de frumoasă, Bordeaux, Sorbona. După aceea a venit partea anglofonă.
Și am fost invitată visiting profesor la universități din Polonia, Katowice, din Lituania, Kaunas. De foarte multe ori sunt invitată în Beirut, în Liban, deoarece am o colaborare pornită tot din partea francofonă, pentru că anual primesc, pe bază de concurs, doctoranți și postdoctoranți din țările francofone, iar acum câțiva ani, unul dintre postdoctoranți era profesor la Universitatea din Beirut și după aceea am decis să continuăm colaborările și științifice. Vedeți, fiind vorba de lumea francofonă, am fost invitată în juriul de susținere publică a două teze la Universitatea din Lille anul trecut și anul acesta. Una a fost elaborată de către un profesor din Liban, în cotutelă cu un profesor din Lille și un profesor din Liban, iar cea de-a doua a fost elaborată de către o doctorandă din Portugalia, în cotutelă cu un profesor din Lille și cu un profesor din Belgia, de la Universitatea Liege. Ce observ în lumea internațională? Această colaborare. Aceste colaborări între țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare. Iar Franța știe foarte bine să-și adapteze sistemul de învățământ și o parte din colaborări la necesitățile internaționale, ceea ce mi-a plăcut foarte mult și m-a și atras către lumea francofonă. Aceste experiențe personale ale dumneavoastră, experiențe profesionale, dezvoltă o altă idee. Necesitatea stabilirii unor contacte permanente cu aceste medii universitare pentru a face schimb de experiență, pentru a face, a realiza acele mobilități absolut necesare, spuneam deseori și rezerv dreptul de a o repeta, nu poți să ai o imagine reală asupra lumii din jurul tău dacă nu ai o perspectivă comparativă. Doar în spațiul tău să compari ceea ce este în proximitate cu ceea ce tu realizezi este un mod de evaluare, dar este minimal. În clipa în care ieși în exterior, ieși în plan internațional și vezi experiențe, chiar dacă uneori ai impresia că tot ceea ce știi tu este puțin peste nivelul acela, dar întotdeauna există experiența din care, întorși acasă, putem să fructificăm și să dezvoltăm idei de colaborare. Am trecut prin aceste faze și de aceea vă spun din experiență că îi sfătuiesc pe toți studenții când își doresc mobilități Erasmus să le aplice, pentru că doar așa vor ști potențialul lor real, își vor dezvolta curiozitatea științifică în acest mediu. Și acasă este bine, dar ești doar acasă. Încurajez de fiecare dată studenții mei să aplice pentru mobilitățile Erasmus, pentru că facultatea, universitatea noastră are foarte multe colaborări. Problema se pune că studenții nu au acel curaj încă de a pleca. Foarte puțini au curajul de a pleca. Dar cei care reușesc să plece odată, după aceea vor să plece și a doua oară, și a treia oară. Este experiența în cascadă, cum se numește, din care ai foarte multe de câștigat pe un parcurs științific. Este de durată. Totul e să ai punctul de pornire și, aș adăuga eu, să ai un susținător, așa cum dumneavoastră ați făcut-o în mediul dumneavoastră, susținându-i și poate susținându-i prin exemplu personal. Știți cum este? Este foarte, foarte ușor să le spui să facă ceva. Dacă ei nu au totuși dorința de a face și de a merge să dea piept cu concurența, cum ar veni, pentru că ceilalți sunt și colegilor și concurenților în afară, este foarte greu să-i convingi. De exemplu, eu lucrez cu anul 3 management și marketing, niște copii extraordinari și văd la ei dorința de a merge, de a pleca cu burse Erasmus și zic, perfect, acum suntem la anul 3, când vom veni la master vom aplica. Ce este foarte bine, Universitatea din Craiova are extraordinar de multe proiecte. Și unele dintre ele implică și deplasările în străinătate. Este un lucru extraordinar. Studenții au atâta de mare posibilitate de a se implica științific, de a se implica cultural în aceste proiecte, încât este o motivație pentru ei de a se autodepăși. Și vă spun,
numărul de proiecte la ora actuală este imens, iar numărul de studenți implicați în aceste proiecte este destul de mare. Avem... Acum, iertați-mă, nu ar trebui să facem din aceasta un deziderat al fiecărui student. Există un procent mic care performează în acest domeniu și ar trebui să apreciem numărul relativ mic, nu de masă, pentru că atunci se pierde esența. Dacă toată lumea va accesa plecări, unde va mai fi ierarhizarea și cum se va mai face? Firesc, tot viitorul decantează. Permiteți-mi să mă întorc la alte prezențe internaționale. Sunteți ambasadorul României pentru Asociația Internațională de Gestionare a Resurselor Umane. Care este sarcina dumneavoastră esențială în această calitate? Ca ambasador al României, una dintre principalele mele atribuții este aceea de a promova principiile și activitățile acestei asociații. Este o asociație universitară care se ocupă de promovarea valorilor francofone în domeniul resurselor umane prin desfășurarea de conferințe, congrese, chiar și activități de doctorat, proiecte internaționale. Este o asociație care cuprinde toate țările francofone și care își dorește foarte mult să promoveze limba franceză, care și-a mai pierdut din întâietate în fața limbii engleze, și mai ales cultura franceză, care știm că este foarte, foarte bogată, și istoria Franței și cultura și tot ceea ce înseamnă Franța. Pentru mine, cel mai iubit oraș din lume este Paris, să știți. Pot să merg de 100 de ori pe an la Paris, niciodată nu voi zice că nu este ceva de văzut. Și după Paris este Roma. Deci acestea sunt cele două. Ați oferit două repere, da, de cultură. Exact. Care înseamnă foarte mult pentru patrimoniul universal. Și poate această atracție funcționează esențial. Sunteți evaluator al Uniunii Europene pentru evaluările și abilitățile pe resurse umane. Faptul că sunteți evaluator al Uniunii Europene este o competență în plus față de evaluator de resurse umane. Aceeași întrebare. Care este sarcina dumneavoastră prioritară în această calitate și dacă ați avut experiențe și care să vă fi bucurat, dar care să vă fi și dezvoltat acel spațiu al reflecției? A, da, se poate și așa și nu e bine să se întâmple așa. De câțiva ani de zile, Uniunea Europeană a înființat o comisie de resurse umane care are ca obiectiv acordarea unei evaluări graduale instituțiilor de cercetare, organizațiilor chiar și economice și universităților în domeniul resurselor umane. Adică, această evaluare se face în mai multe faze. În prima fază este evaluarea online, în care se evaluează gradul de vizibilitate al preocupărilor pentru resursele umane al organizației care face aplicația. Pe baza unor indicatori, unor documente, unor elemente concrete care trebuie să existe și vizibil pe site pentru oricine, trei evaluatori elaborează un raport în care consideră că îi se dă pe deplin statutul de organizație care se preocupă de resursele umane, este nevoie să mai lucreze pentru a-i se da acest statut sau din start are foarte mult de lucru pentru a obține acest statut. Vedeți, fiind în echipă cu alți colegi din Uniunea Europeană, partea pozitivă este că ne întâlnim, discutăm și uneori de la o părere convergentă, de exemplu, între evaluatorul, unul poate să fie la extremă, să zică gata, îi dăm fără nicio îmbunătățire, altul poate să spună nu, eu vreau îmbunătățiri majore, trebuie să găsim elementele să cădem la un consens, să vedem ce putem noi să-i oferim organizației respective ca suport,
ca să-și îmbunătățească activitatea. Deci nicio evaluare a noastră nu se face doar pe baza unei catalogări de da sau nu, ci pur și simplu în spatele acestei catalogări da sau nu trebuie să vină argumente foarte solide pe fiecare punct în parte. Ori acest lucru îți dă posibilitatea să îți dai seama unde se află organizația ta, raport cu alte organizații. V-am spus că ultimul stadiu care se face la 3 ani, după 3 ani după ce a obținut primul stadiu, este de vizită pe teren, în care echipa, bine, poate să fie altă echipă decât cea inițială, merge pe teren și efectiv timp de 2-3 zile are interviuri cu cercetători, cu doctoranți, cu studenți, dacă este universitate, care sub aspectul anonimatului pot să spună toate dorințele și toate elementele pozitive sau negative. Și în funcție de evaluarea de pe teren, îți dai seama dacă ceea ce este pe gard este și în interior. Știți cum e? În afară vopsi gardul, înăuntru poate să fie leopardul. Ce este îmbucurător este că foarte multe organizații, chiar și economice, au început să se preocupe de obținerea acestei sigle, pentru că până la urmă este un fel de siglă pe care ei o pun vizibil pe site-ul lor, deoarece finanțările viitoare ale Uniunii Europene vor fi condiționate de respectarea resursei umane. Ori tu cum dovedești conferă că... Conferă și credibilitate, conferă exact. Și notorietate? Da, exact. Și în altă ordine de idei, cum dovedești tu că te preocupi de resursa ta umană, de oameni din organizație, dacă tu nu ai această acreditare? Și atunci, în ultima vreme, numărul acestor aplicații a crescut enorm și dacă înainte o singură dată pe an se făcea la Bruxelles formarea noilor evaluatori, anul acesta s-a făcut de două ori și poate se va face chiar și a treia oară, unde suntem invitați cei cu experiență să formăm pe cei care vin în domeniu. Ați fost profesor invitat la multe universități, ați amintit câteva dintre ele și Franța, am reținut și Polonia. Prezența profesorilor universității din Craiova în această calitate este un factor de impact de notorietate, un factor de impact științific care este... Deci, în primul și care în primul prevalează, rând, de fapt. În primul rând, este un factor de impact, de notorietate. Pentru că, în momentul când intri în sala de curs, și vreau să vă spun că cea mai mică grupă de studenți a fost de 50, deci am avut anfiteatră și de 300 de studenți din diferite țări, și spui că vii din România, ai posibilitatea să observi pe fețele studenților pentru unii mirare, pentru unii bucurie. Și atunci te simți mândru că poți să spui și să faci o prezentare a țării tale. Când plec în afară, ca visiting profesor sau ca și keynote speaker, am cu mine două prezentări. Una a Universității din Craiova și a orașului meu, de care sunt foarte mândră, și doi a țării mele. Rămân uimiți câte frumusețe avem, câte valori, pentru că această prezentare nu este numai turistică, este istorică, culturală. De aceea v-am numit vector de imagine. Pentru că este nemaipomenit să le spui oamenilor, vedeți, veniți și vizitați România. Veniți în schimb de Erasmus la Universitatea din Craiova. Aveți ce vă vedea. De exemplu, o experiență și un lucru pozitiv este că de la relații internaționale m-au sunat fetele să-mi spună că o doctorandă din străinătate vrea să vină pentru un stagiu de o lună să-l facă la Universitatea din Craiova sub conducerea mea, ceea ce m-a bucurat foarte mult. Este un efect imediat al prezenței dumneavoastră în spațiu internațional. Da, și plus al colegilor doctoranți și postdoctoranți din țările francofone, care au venit 3-4 luni în anii anterior și au lucrat cu mine, au fost găzduiți la Universitatea din Craiova, au vizitat orașul din Craiova, au vizitat România și atunci au zis: mergeți în România, mergeți la Universitatea din Craiova. Au văzut și nivelul academic al universității, da. Pentru că la întoarcerea acasă, dincolo de experiența personală, au nevoie de această imagine, imaginea academică pe care ei o vor include în CV-ul lor. Și este foarte important să fii la o universitate, să
ai un stagiu de pregătire la universitate de renume, cu un impact internațional de imagine, îți crește. Este efectul de halo. Care exact. Și eu mai am șansa de a lucra produce. Cu niște colegi extraordinari. Deci colegii cu care colaborez la facultate și în universitate sunt extraordinari. De câte ori mi-au venit doctoranți și postdoctoranți sau chiar și doctoranții mei din străinătate, colegii au colaborat, au lucrat împreună și acum, în momentul în care cei care au plecat în străinătate și au venit parte un stagiu scurt, îmi trimis salutări și colegilor mei. Sau plec în țară la teze de doctorat și mă întâlnesc cu colegi care sunt în comisie și îmi spun, transmite salutări colegilor și eu le spun, sunt foarte mândră că sunt colega colegilor cărora le transmite salutări. Aș dori să detaliați puțin ceea ce astăzi este la ordinea zilei și pentru studenți și pentru profesori, Comisia de Etică a Universității. Poate mai mult decât în alte perioade post-decembriste, această Comisie de Etică, Etică Academică, trebuie să funcționeze. Este o rigoare în plus, așa se resimte în spațiul universitar, o rigoare în plus care jalonează, de fapt, un parcurs deontologic. Care da. Sunt dificultățile cu care vă confruntați? Nu vă întreb ce faceți, pentru că e limpede că evaluați situațiile care sunt dilematice, cel puțin. Dar, vedeți, această comisie de etică, prin însăși definiția ei, dezbate anumite cazuri în care sunt suspiciuni de încălcare a principiilor etice. Și întotdeauna când sunt două părți, este încă un fel de judecător, este imposibil să le mulțumim pe ambele părți. Și întotdeauna urmărim să nu trecem prin filtrul gândirii subiective, ci prin filtrul gândirii obiective, bazată pe legi, pe decrete, pe cartă, pe tot ceea ce ține pe ordine, să luăm decizii. Vedeți, întotdeauna observăm că în momentul în care iei decizia, toate rapoartele noastre sunt publice, la un moment dat este foarte, foarte greu să le diseminez colegilor ideea că numai în momentul când ai un caz real, un caz care afectează imaginea universitară, statutul de cadru didactic, atunci să vii la Comisia de Etică cu un lucru concret. Și să vii cu argumente, să vii cu dovezi. Ori acest lucru este foarte greu, pentru că oamenii sunt încă obișnuiți cu genul, cu tare a zis despre mine, cu tare a făcut. Nu. Vino cu un lucru concret. Ce se face? Ce se zice? Ori orice... Dar lezarea imaginii personale în spațiu public prin aceste ziceri nu ar trebui luată în calcul. Ba da, dar trebuie să vii cu dovezi. Fără îndoială. Da, exact. Ori, vedeți, de foarte multe ori unii fac uz de această comisie de etică pentru motive personale. Deci pentru a-și rezolva o problemă personală decid să facă uz de această comisie etică. Din nefericire am avut în ultimii ani destul de multe cazuri pentru universitatea noastră. Din fericire am reușit să găsim soluții, însă eu cred că înainte de comisia de etică ar fi necesară o comisie de mediere. Pentru că atunci oamenii ar discuta între ei, pentru că oamenii nu mai comunică. În momentul în care vin la comisia de etică devin dușmani. Dar pe o comisie de mediere discutând între ei, ar vedea de fapt care este cauza reală a conflictului, ce se întâmplă. Singurele lucruri care pot fi reale sunt cele de plagiat, că atunci sunt cazuri concrete. Dar toate celelalte cazuri, eu le consider că ar putea fi trecută printr-o comisie de mediere. Dar statutul mediatorului în România este clar. Exact. Funcționează. Dar, vedeți, nu se apelează la acest lucru. Poate și mândria noastră uneori ne împiedică să luăm niște decizii eficiente. Însă iau o vorbă, în afară de sănătate și de moarte, totul se rezolvă. Cu bun simț și cu bunăvoință și mai ales trebuie să ținem cont de faptul că suntem o societate academică, suntem un mediu academic. De la noi, mediul public are anumite pretenții. Nu putem ieși în lumea exterioară să ne comportăm altfel decât ne impune ținuta academică. Eu asta consider.
Iar cei care fac acest lucru înseamnă că au o mică lacună undeva la care trebuie să lucreze. Există la nivel național o comisie care să reunească reprezentanții ai comisiilor de etică din universități? Nu, este o comisie, dar nu reunește reprezentanții comisiilor de etică din universități, ci au alți membri aleși separat pe o perioadă de 4 ani. Pentru că mă gândeam în această clipă, dumneavoastră v-ați dezvoltat această idee, recunosc, că poate ar fi bine de la acel nivel, ca să fie o panoramare națională, nu doar zonală, sau că e ușor de identificat, să se realizeze un volum cu asemenea cazuri, ca prin similitudine, prin citirea acelui volum, cei care au asemenea dubii sau au asemenea intenții de a merge la Comisia de Etică să găsească oarecum niște răspunsuri în absența unui mediator. Cred că un volum de cazuistică pe această temă ar fi de real interes pentru toată lumea. Cu atât mai mult cu cât la școlile doctorale știți bine că acum s-a introdus chiar această disciplină. Etică și integritate, mine chiar eu o țin cu doctoranți și studenții mei. Vedeți, este foarte bine, însă aceste cazuri sunt ca și cazurile de jurisprudență. Da, nu trebuie identificate, trebuie numai prezentate în latura lor generală. Adică speța în sine, tocmai pentru această prezentare generalizantă să nu ducă la identificarea actanților, ci să prezinte un caz care ar putea să fie în atenția unei comisii de etică. Știți că acum, datorită ordonanței Uniunii Europene, și pe site-uri nu se mai fac publice numele persoanelor. Deci, protecția datelor personale. Exact. Și atunci, pe site-urile, tot ce a venit după, pe site-urile universităților și pe site-ul Comisiei Naționale de Etică, o să vedeți spețe, că se face raportul fiecărui caz, și atunci, în cazuri similare, pot să recurgă la acest lucru. Din nefericire, noi suntem un organ care dăm sentințe la nivel local. Ori, pentru lucrurile mult mai grave, cei care fac plângere nu au altă soluție decât să se apeleze la instanța de judecată. De exemplu, pentru plagiat, noi putem să dăm sentința, da, o înaintăm mai departe în funcție de probe. Dar pentru cele de jignire sau alte abuz în serviciu sau alte elemente, nu putem să luăm decizii care să... Bine, se pot lăsa cu sancțiunile care se impun la nivel interne, da? Până la excluderea din învățământ. Însă și aceasta poate fi atacată în instanță și ne putem trezi cu surpriza ca în instanță persoana să câștige. Exact, au mai fost cazuri. Și atunci... trebuie să avem foarte mare grijă pentru că suntem tot timpul expuși unui pericol permanent, ca decizia noastră să fie cea corectă și, indiferent de ce instanță va fi judecată ulterior, să nu aibă lacune. Aș dori pe finalul ediției de astăzi, stimată doamnă profesor, să ne întoarcem la pasiunea dumneavoastră. Eu am tot invocat ipostazele absolut onorante pentru noi, pentru universitate și pentru dumneavoastră, ipostaze în care vă regăsiți în plan internațional. Să știți că de aceea am numit-o Galeria Personalităților Universității din Craiova. Este un titlu lung, dar am crezut că este necesar să fie explicit, să se știe că acest serial se arhivează, oricând putem să vedem declarațiile, mărturisirile, confesiunile domnilor profesori invitați la această emisiune. Și în paranteză vă spun că sunt și momente emoționante când poate singura emisiune confesiune a unui profesor, a unui academician a fost realizată aici la noi, la TLU, și a rămas reper. Și mă refer la domnul profesor academician Ion Dogaru. Dumnezeu să-l odihnească, când a fost momentul de tristețe și am răscolit arhiva, firesc erau foarte multe înregistrări cu domnia sa în cadrul evenimentului, dar evenimențialul nu pune în evidență și confesiunea. Și atunci singura emisiune de acest gen a fost aceasta
și am avut o ușoară undă de tristețe, ar fi meritat mult mai mult. De aceea mi-am dorit la acest serial să invit pe domnii profesori ai universității pentru a rămâne aceste mărturii. La un moment dat, este un interviu circumstanțial pentru acest moment, vom reveni într-o altă perioadă de activitate. Am și făcut, de fapt, această reiterare pentru a vedea și comparativ profilul profesorului la un moment dat și peste 10 ani, care este efectul în timp. De aceea este foarte important, am considerat noi și vă mulțumim că ați accesat la ideea noastră. Mă întorc la pasiunea dumneavoastră, ne-ați adus foarte puține dovezi. Asta este o dovadă, dacă vreți, în plus de modestie, care este apanajul oamenilor de excepție. Aceste volume, și constat că sunt publicate la edituri prestigioase, înseamnă efort, înseamnă concentrare, înseamnă timp alocat editării, redactării, dincolo de documentare și elaborare. Ați avut timp și pentru asta? Era absolut necesar. Deci, exact cum spuneam, între două trenuri, între două avioane, în timpul zborului, pe tren, tot timpul sunt dependentă de laptop, tocmai vorbeam de inteligență artificială. Citesc foarte mult, îmi place să citesc de la beletristică la cazuistică. De exemplu, ultima carte care mi-a dat foarte mult de gândit a fost Lebăda Neagră și am citit-o într-un context în care un coleg și foarte bun prieten de la Cluj am aflat că a decedat, un om extraordinar. Și mi-am dat seama că era o carte care mi-o recomandase când fusese într-o comisie de teză doctorat la un doctorand de-al meu și am zis, bun, o să citesc. Am apucat să citesc câteva rânduri, după aceea am lăsat-o pentru că au apărut altele și altele. Și mi-am dat seama că realitatea este foarte, foarte confuză, să știți. Și pentru a te regăsi în momentele în care simți că nu mai poți și că ești obosit, ori te-a pus să scrii, ori te-a pus să citești. Aceste două lucruri îmi dau foarte mare putere. Este refugiu intelectualul. Exact. Această carte am editat-o împreună cu doi colegi, Samuel Itovu, și este o carte care a înregistrat un foarte mare succes. În această carte este ultima realizare a mea pe 2019, împreună cu altă foarte bună prietena mea din Italia, Mara del Balto. Aici Samuel Idovu este un foarte bun prieten. Au fost chiar invitați keynote speaker la conferințele noastre la Facultatea de Științe Economice. De unde este, domnul? Este la Universitatea Metropolitan, London Metropolitan, și Mara este din Padova, din Italia. Am foarte mulți prieteni, unul dintre ei este Eduard Freeman, părintele teoriei stakeholderilor, care de fiecare dată când simt nevoia de relaxare, le întreb, ce mai scriem? Ce facem? Chiar azi de dimineață am primit o veste extraordinară prin e-mail că un articol împreună cu un colaborator de-al meu a fost acceptat într-o revistă ISI din zona galbenă cu factor de impact foarte mare. Deci săptămâna a început bine. A continuat cu emisiunea dumneavoastră și va continua cu un lucru care mă relaxează și îmi dă un tonus extraordinar, întâlnirea și cursurile cu studenții mei. Este triunghiul de care vorbeam, care este un triunghi energetic, constat, care vă dă chiar puterea să performați pe mai multe paliere. Este bucuria noastră a constata că Universitatea din Craiova are profesori care au un impact de imagine major în plan internațional. Este, dacă vreți, efectul invers dinspre internațional către acasă, către Universitatea din Craiova, pentru că întotdeauna la plecarea dumneavoastră, a domnilor profesori de acest nivel, din spațiul internațional spre casă, rămân efectele prezenței domnilor lor în acel spațiu, prin conferințe, prin intervenții, prin volume lansate în acest spațiu. Ori din aceste fragmente de imagine se reconstituie imaginea globală a Universității din Craiova și pentru toate acestea nu ne rămâne decât să vă mulțumim realmente pentru eforturile pe care le faceți. Spre final, o întrebare personală. Este ceva ce v-ați fi dorit să faceți
și timpul n-a avut răbdare cu dumneavoastră, v-a canalizat către alte preocupări de stringentă actualitate și totuși regătați că m-ați făcut? Da. Bunica mea, mama mea, au fost 12 frați. Mi-aș fi dorit foarte mulți copii. Deci iubesc extraordinar de mult copiii. Și studenților mei le spun, dacă n-aș fi fost cadru didactic universitar, m-aș fi făcut educatoare de grădiniță. Deci nu învățătoare, nu profesoare de gimnaziu, ci educatoare de grădiniță. Și îmi plac extraordinar de mult copiii. Dar poate voi avea șansa nepoților să, având numai un singur băiat, de care sunt foarte mândră, poate voi avea șansa nepoților și atunci, când voi ieși la pensie, dacă Dumnezeu mă va ajuta, să am grijă de nepoții respectivi. Este o altă latură a dumneavoastră, de această dată nu științifică, ci emoțională, sentimentală. Și aceasta face parte din profilul dumneavoastră și este necesară, cu siguranță, pentru că ceea ce se vede și despre ceea ce vorbim noi este vârful icebergului. Fundamentul este cu totul altul și trebuie analiză de profunzime pentru a înțelege cu adevărat structura, profilul invitatului. Dar dialogul lejer pe care l-am avut cu dumneavoastră mi-a dat încredere că disponibilitatea spre verbalizare, spre confesiune, înseamnă într-un fel și dorința dumneavoastră de a exterioriza din experiența personală, ca un exemplu pentru cei care ar dori să performeze în domeniul dumneavoastră resurse umane, management și resurse umane. Ați dori să formulați în final un gând pentru cei care ne urmăresc în această clipă? Este un public divers. Televiziunea TeleU este recepționată de categorii de vârstă diferite, profesii diferite, aspirații diferite și totuși îi urmăresc. Emisiunea sau postarea pe YouTube? Singurul sfat care îl dau tuturor, indiferent de vârstă, este să trăiască frumos. Să trăiască clipa și să se bucure de tot ceea ce le oferă fiecare zi. Să încerce să se autodescopere, să se autodepășească și să obțină tot ce este mai frumos de la viață. Asta este singurul lucru care are preț, pentru că până la urmă valorile noastre sunt oamenii din jurul nostru, prietenii, familia, tot ceea ce ne înconjoară prin ceea ce dăruim și ceea ce primim. Dacă vrem să primim lucruri frumoase, să dăruim lucruri frumoase. Există un microunivers, acesta este microuniversul familial, esențial pentru echilibrul nostru emoțional și o detentă în activitatea intelectuală, să nu negăm, și este apoi macrouniversul științific de această dată, în care ne implicăm. Cred că cele două sunt absolut indispensabile pentru a ne detașa de însingurări, pentru că și implicarea doar în activitatea de cercetare poate fi cu efect și poate fi cu rezultate, dar ne întrebăm, acela care a avut rezultatul a avut și o mulțumire sufletească? Da. Dacă are cui să o spună, da. Exact. Și dacă are cu cine să o împărtășească. E foarte important să faci ceva nu pentru tine. Deci întotdeauna când faci ceva, nu trebuie să fii tu azimutul de la care pornești. Trebuie să fie un grup din ce în ce mai mare. Când ții un curs, să-l ții pentru toți studenții tăi. Când scrii o carte, să o scrii pentru o întreagă audiență. Când faci ceva, să te gândești că ești într-un univers mare în care de fapt, a ta sau de actul tău poate să beneficieze și alte persoane. Să gândești pozitiv. Am pornit acest parcurs de reconstituire a destinului noastră profesional de la imaginea actorului, da? Exact. Și a scenei. Da, profesorul este un actor. Actorul adevărat își joacă rolul chiar și numai pentru un spectator. Pentru că este dăruit într-un totul scenei. Cât ar fi de plină aula sau doar câțiva studenți, rolul este același. Ați câștigat un masterand, un doctorand, este un mare succes. Pentru că este un viitor pe care îl asigurați în acest fel. Vă mulțumesc din suflet pentru prezența televizuală.
A fost o plăcere să dialogăm. Eu mulțumesc pentru că, fără să îmi dau seama înainte de a veni la emisiune, nu credeam că această emisiune o să-mi trezească atâtea amintiri și să-mi derulez în minte oamenii, locuri prin care am trecut, oameni care mai sunt, care nu mai sunt, oameni de care mi-amintesc tot timpul cu drag. Deci emisiunea aceasta a fost o emisiune în care m-am simțit bogată sufletește și spiritual, pentru că mi-am reamintit și am trecut prin filtrul imaginației locuri și oameni minunați. Noi vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut până acum și promitem să revenim arg peste timp, peste câțiva ani, pentru a constata alte efecte ale prezenței dumneavoastră în plan național și internațional. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm săptămâna următoare pentru a urmări un nou episod al serialului de televiziune Galeria Personalităților Universității din Craiova. Pe curând!